Deschiderea circulației pe pasajul suprateran de la Domnești va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, a anunțat luni 7 noiembrie ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Într-o postare separată, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Suma, a scris că vineri se face recepția pasajului Domnești. Termenul pentru darea în folosință a primului giratoriu suspendat de pe centura capitalei era anunțat inițial pentru marți, 15 noiembrie. Ministrul Grindeanu a fost la pasajul Domnești împreună cu președintele Consiliului Județean Ilfov și cu directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. În postarea domniei sale, Grindeanu a menționat că ritmul susținut la proiect face posibilă deschiderea circulației pe acest pasaj. Pe tot parcursul lucrărilor la pasajul Domnești, informațiile au fost comunicate de secretarul de stat Ionel Scrioșteanu. Săptămâna trecută la pasajul Domnești au fost făcute teste de rezistență și a fost verificat sistemul de iluminat. Lucrările la primul pasaj sub formă de giratoriu suspendat de pe centură au început în 2018. Au fost întrerupte și apoi reluate în 2020, iar de la acel moment s-au promis 2 ani pentru realizarea lui.